Cene de groază petrecute într-o localitate din Francea. Un pui de urs și-a găsit sfârșitul după ce a fost atacat cu furci și topoare de săteni. Oamenii au trecut la violență după ce animalul a atacat trei persoane. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Strigătele de disperare ale celor trei bărbați atacați de puiul de urs i-au alertat pe vecinii care au sărit imediat în ajutorul lui. În imaginile filmate de săten se vede cum mai mulți bărbați încolțesc animalul cu pari, deși acesta la un moment dat arbate în retragere. Un bărbat a fost rănit grav de animalul în agonie, iar alți doi au scăpat ceva mai ușor. Într-un final, animalul a fost ucis. Deși inițial ursul fusese tranquilizat, acesta a revenit pe capul sătenilor. Întâmplările cu urși care fac tot mai multe victime au loc în contextul în care nici legile date nu sunt aplicate corect, iar autoritățile se văd depășite de fiecare dată. Revenind la cazul nostru din Vrancea, acesta a intrat în atenția poliției și a fost deschis un dosar penal pentru braconaj cinegetic. Asta după ce trei bărbați au fost răniți.